Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu promitea băcăuanilor în toamna lui 2007 că spitalul municipal va fi construit în cel mult 13-15 luni. Prezent la inaugurarea șantierului, Tăriceanu declara că mijloacele și soluțiile moderne de construcție vor reduce timpul afectat lucrărilor, iar obiectivul medical va fi terminat chiar înainte de termen. După 2 ani, investiția de la spitalul municipal este mai departe ca oricând de finalizare. Într-o perioadă de criză, faraonicul proiect medical angajat de primărie extenuează un buget local și așa a intrat la apă. Potrivit viceprimarului Dragoș Luchian, numai în 2009, spitalul nășit de municipalitate a înghițit 6,5 milioane de lei din bugetul local. În 2008, ultimul an al guvernării PNL, primăria Bacău a primit de la bugetul de stat peste 21 de milioane de lei pentru construirea spitalului. Șantierul a înghețat în ultimul an. Criza este de vină, potrivit șefilor din administrație. Dan Stoica, directorul Spitalului Județean de Urgență Bacău, afirmă că primăria nu poate construi de una singură spitalul municipal. A încercat să continui să finanțeze spitalul municipal ca și independent înseamnă până la urmă un efort financiar de aici încolo, cel puțin de 40 de milioane de euro și fără a avea siguranța unei finalități în sensul de a găsi angajați medici, asistenți, a găsi pe cineva care să știe să utilizeze aparatura medicală de ultimă performanță. Stoica a mai spus că primarul Stavarache și-a arătat disponibilitatea de a îngloba spitalul municipal într-un centru unitar de asistență medicală. A construi un spital municipal numai pe eforturile băcăuanilor și într-un timp scurt, așa cum și-a propus primarul Stavarache, înseamnă până la urmă un dezechilibru financiar major pentru celelalte componente necesare în municipiul Bacău, pe infrastructură, parcări și așa mai departe. În discuțiile pe care noi le-am mai avut în câteva rânduri, primarul a recunoscut că este până la urmă normal ca acest pavilion să intre în componența unui serviciu medical spitalesc unitar, astfel încât circuitele pacientului să fie mult mai ușor de realizat și să nu fie o concurență între cele două unități de primire urgență eventual puse față în față. Încă din 2007, Spitalul Municipal a făcut obiectul unei continue campanii electorale gestionată de primărie. Proiectul medical a fost scos în față în campania electorală de la europarlamentarele din noiembrie 2007, la localele din 2008, precum și la alegerile parlamentare din toamna acelui an. În urmă cu exact o lună, primarul Romeo Stavarache anunța bombastic că a găsit sursa de finanțare mult așteptată a Spitalului Municipal. O dovadă în plus că acest proiect este doar un blaf administrativ cu consecințe electorale verificate.